Adesea auzim la amvoanele bisericilor noastre că Dumnezeu are un plan cu viața ta. Și lucrul acesta este foarte adevărat. Domnul are un plan de binecuvântare cu fiecare dintre noi. Fără îndoială lucrul acesta. Dar la fel de adevărat este și următorul lucru. Că dacă Dumnezeu are un plan cu viața ta și diavolul are un plan cu viața ta. Și dacă planul lui Dumnezeu este de binecuvântare pentru tine, planul celui rău este să distrugă lucrarea lui Dumnezeu în viața ta. Și Biblia spune că diavolul este un hoț care vine să fure, să junghe și să prăpădească. Și diavolul vrea să ne fure de bucurie, să ne jefuiască de pace, de energie spirituală. Și nu neapărat să fiu un creștin de la care să muți munții, dar pur și simplu să te țină la minimul de potențial, să nu lucrezi la maximul de potențial. Și una din armele cu care diavolul lucrează împotriva copiilor lui Dumnezeu este duhul de frică. Duhul de frică. Acest hoț care vrea să ne jefuiască, acest monstru care stă în umbră și vrea pur și simplu să sară asupra vieților noastre. Dacă te uiți în Sfânta Scriptură, vei vedea că mari oameni al lui Dumnezeu au avut de înfruntat acest duh de frică. Și David, și Ilie, și Moise, toți au avut de luptat împotriva fricii. Dar toți aceștia, prin credință în Harul lui Dumnezeu, au putut să biruiască. Cu atât mai mult noi care suntem de cealaltă parte a crucii. Cei care am experimentat beneficiile din plin ale jertfei lui Hristos. Cu atât mai mult noi suntem nu biruitori, spune Biblia, ci suntem mai mult decât biruitori prin Iisus Hristos. Și unul din cele 50 de motive pe care Noul Testament le arată în Sfânta Scriptură pentru care a venit Hristos să moară este următorul. 50 de motive în Noul Testament pentru care Iisus Hristos a venit să moară. Și unul dintre ele este în Evrei capitolul 2 cu versetul 14 și 15, unde Biblia spune așa că Iisus Hristos prin trupul său de carne, prin moarte, a venit să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. De ce a venit Hristos să moară, printre altele? Iisus Hristos a venit să ne scape de tanatofobie. Cea mai înaltă frică pe care un om o poate experimenta în viața asta este frica de moarte, tanatofobie. Și dacă Iisus Hristos a venit și a biruit aceste căpetenii ale fricii, frica de moarte, cu atât mai mult, orice frică pe care o experimentezi în viața ta, cu atât mai mult Hristos, Biblia spune că a dezbrăcat domniile și stăpânirile, le-a făcut de ocar în fața crucii, prin cruce, și a ieșit biruitor. Și noi suntem atunci mai mult decât biruitor. De ce? Hristos a zdrobit capul, autoritatea diavolului. Orice demon a fost dezbrăcat de putere. Și Biblia spune că noi prin el suntem, nu vom fi, suntem mai mult decât biruitor. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne cunoaștem identitatea în Iisus Hristos. Și odată ce îți cunoști identitatea în Hristos, să știi că noi nu suntem pe un câmp de joacă, noi suntem pe un câmp de bătălie. Viața de credință nu este un câmp de joacă. Este un câmp de bătălie pe viață și pe moarte. Și nu împotriva cărnii și sângelui, ci Biblia spune, noi avem de luptat împotriva duhurilor, care sunt unde? În locurile cerești. Și de aceea Biblia spune că trebuie să luăm toată armura lui Dumnezeu. Pentru că vine o vreme rea, vine o zi rea, vine o perioadă rea, grea, când toată artileria diavolului va fi împotriva ta. Și credeți-mă că știu ce vorbesc când spun lucrurile acestea. Și Biblia spune, trebuie să iei toată armura. Că degeaba ai numai coiful mântuirii. Că dacă n-ai încălțămintea în picioare, diavolul îți aruncă sticle pe jos. Degeaba ai încălțămintea dacă n-ai platoșa, diavolul nu-ți va arunca sticle, îți va arunca săgeata arzătoare. Degeaba ai platoșa dacă n-ai coiful mântuirii, diavolul te va ataca la nivelul minții. De aceea Biblia spune, luați toată armura lui Dumnezeu. De ce? Pentru că în ziua ce are, spune Biblia, să te poți împotrivi și să rămâi tare în picioare, lăudat să fie Domnul. Așa că dacă în aceste vremuri simți că nu ești sub atacuri teribile din partea celui rău, îți dau un sfat. Ascute săgețile acum când ești în pace. Că în vremea de război nu mai e timp să le ascuți. Pregătește-te acum. Antrenează-te acum. Vitaminizează sufletul tău acum. Citește Biblia angro acum. Postește acum. Rogă-te acum. Antrenează-te spiritual, pentru că, ascultă-mă, îți prorocez, va veni vremea cea rea și diavolul este pe urma copiilor lui Dumnezeu și abia așteaptă să vadă acele 5 minute de happy hour în care creștinul lasă garda jos. Și credeți-mă că are răbdare cu noi. 30 de ani de zile mergi bine pe cale. Și după 30 de ani de zile să știi că diavolul te poate aștepta la colț
Și în 5 minute de neveghere să distrugă lucrarea pe care ai făcut-o pentru Dumnezeu pentru 40 de ani de zile. Și mă rog ca Dumnezeu să ne păzească și în ziua cea rea să rămânem în picioare și Iisus Hristos să fie onorat, slăvit să fie numele Domnului. Iată-l pe acest Shama, acest războinic al lui David, un simplu nene, un om mediocru din societate, un om care avea probleme cu statul, un om care avea datorii, se aliază împreună cu 400 de oameni și merge împreună cu David când fugea de Saul. Omul ăsta habar n-avea să lupte, dar omul acesta a ales să stea sub o influență bună, să stea sub mâna lui David. Și David i-a învățat cum să lupte, David i-a învățat cum să tragă cu praștia, David i-a învățat cum să lupte în război. Și iată-l pe omul ăsta, parcă văd cum se antrenează, cum se antrenează, cum stă sub o influență bună. Și a venit vremea testului, când căpeteniile filistenilor au venit să-i distrugă recolta. Și omul acesta, zice Biblia, a luat poziția de luptător. Și Dumnezeu a dat o mare izbăvire, lăudat să fie Domnul. Dați-mi voie să fac o paranteză. Copiii noștri, frați și surori, sunt singurele semnale pe care le transmitem unei lumi pe care nu o să o vedem niciodată. Copiii noștri sunt singurele semnale pe care le vom transmite unei generații pe care noi nu o să o mai vedem. Și în funcție de cum îmi ascut copiii, săgețile care sunt darul lui Dumnezeu, în funcție de cum îi ascut, în funcție de asta, generația care vine va fi impactată pentru Hristos sau nu. Așa cum Timotei a stat sub mâna lui Pavel și a spus: Timotei, tu ai văzut îndeaproape hotărârea mea, purtarea mea. Tu ai văzut viața mea. Te-am mentorat. Ai văzut hotărârea mea pentru Dumnezeu. Timotee, să calci pe urmele mele. Așa cum Shama a călcat pe urmele lui David și a stat sub o influență bună. Și noi, părinții, suntem datori să implementăm legea lui Dumnezeu în mintea copiilor noștri. Să-i spui: dragul tati, orice faci cu mânuțele astea, leagă legea lui Dumnezeu la mâinile lui. Orice faci cu mânuțele astea, să fie în conformitate cu legea lui Dumnezeu. Scrie-le pe ușorii casei, zice Biblia. Casa ta să fie o mică sinagogă, să fie plină de versete din Biblie. Dragul tati, trebuie să scriu legea lui Dumnezeu pe fruntare, între ochi. Orice decizie ei să fie după legea lui Dumnezeu, Deuteronom capitolul 6. Ca Dumnezeu să poată lua apoi săgeata ascunsă în tolba lui cu săgeți. Cum spune Isaia 49. M-a ascuns, spune Biblia, ca o săgeată în tolba lui cu săgeți. Și dintr-o dată vezi cum Dumnezeu ia un copil din bisericile noastre și îl folosește cu putere și spune: mă, dar cum, dar știu cine maică sa, mă. Dar știu cine taicu-su, dar cum îl folosește Dumnezeu așa puternic pe tânărul ăsta? Pentru că mama și tata a ascuțit săgeata aia. A pus în ei legea lui Dumnezeu și vine momentul când marele războinic Dumnezeu va lua săgeata aceea și Dumnezeu va face minuni cu copilul acela. Și mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze copiii noștri. Și după cum Shama a stat sub o influență bună, sub influența lui David și a făcut lucrări mari pentru Dumnezeu, ne rugăm ca în familiile noastre să fie copii pe care Dumnezeu să ia și să impacteze, în cazul vostru, Australia pentru Iisus Hristos. Amin, frați și surori? Și iată-l pe Shama, acest om care, Biblia spune, a avut o bucată de pământ semănată cu linte. Și poporul era acolo ca să-l ajute la culesul acestei culturi de linte. Și Biblia, în timp ce culegeau, zice Biblia că au venit filistenii. Și filistenii au venit să distrugă recolta aceasta. Și vreau să vă spun, în primul rând, în seara aceasta, și este convingerea mea fermă, că dacă ești focusat pe slava lui Dumnezeu și pe recoltă pentru suflete, să știi că ești pe lista neagră a celui rău. Dacă ești focusat pe slava lui Dumnezeu și pe recoltă pentru suflete, să știi că diavolul este pe urmele tale și va vrea să te distrugă. Și acum, în vremurile astea de pace în care ești, știi ce trebuie să faci? Antrenează-te! Vitaminizează-te! Citește cuvântul lui Dumnezeu! Pentru că va veni căpeteniile celui rău, vor veni filistenii și va vrea să distrugă tot ce ai zidit pentru Dumnezeu în viața asta. Și în funcție de cum te antrenezi pentru Dumnezeu, în funcție de asta vei rămâne în picioare sau diavolul va distruge lucrarea ta sau va distruge familia ta, ferească Dumnezeu. Și ce să faci în astfel de vremuri? Stai cu capul în Scripturi. Uite ce zice Biblia în Psalmul 119 cu 92.
Biblia spune așa: de n-ar fi fost legea ta desfătarea mea, aș fi pierit în ticăloșia mea. Estra se vede așa pe buza prăpastiei. Se gata, gata să cadă. Și dar dacă n-am căzut în ziua cea rea, este pentru că legea lui Dumnezeu, promisiunile lui Dumnezeu m-au ținut în picioare. Frați și surori, este o vreme în care Biblia este citită din ce în ce mai puțin. Oamenii stau mai mult pe telefoane, pe gadgeturi. Oamenii nu mai au apetit pentru cuvântul lui Dumnezeu. Și nu-i de mirare de falimentele care sunt în bisericile noastre. De ce? Pentru că Biblia spune că Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu. Și dacă acumulezi putere, când vor veni filistenii, vei rămâne tare în picioare. Când Iisus Hristos a fost ispitit, spune Biblia, El s-a împotrivit diavolului cu ce? Este? Este scris. Și l-a biruit pe diavolul cu cuvântul lui Dumnezeu. Și toate trei versete este scris, le-a luat dintr-o singură carte, din cartea de Deuteronom. Când diavolul te ispitește pe tine, ai 31.102 versete în Biblie, ai aproape 8.000 de promisiuni în Sfânta Scriptură. Când vor veni căpeteniile, când vor veni pofte canceroase, când vor veni gânduri ale celui rău, vei putea să iei un verset din Sfânta Scriptură și orice gând să-l faci rob ascultării de Hristos? Pentru că dacă nu stai în cuvânt, ascultă-mă, e o chestie de timp. E o chestie de timp. Și diavolul vrea să distrugă recolta aia pentru care te-ai rugat. Recolta aia pentru care ai muncit, poate. Recolta aia pe care ai iubit-o așa de mult. Diavolul vrea să o distrugă în 5 minute. Și ce să faci atunci? Ia cuvântul lui Dumnezeu. Watchman îi spunea, no Bible, no breakfast. Nu iau micul dejun până nu stau cu Domnul de vorbă. Citea o dată pe lună Noul Testament. Uită-te la marele predicator Spurgeon. Omul acesta citea de 3 ori pe an. Citea Sfânta Scriptură. Uitați-vă la impactul care l-a avut. Noi vrem, Doamne, folosește-mă, Doamne, dă-mi putere. Ascultă-mă, Evanghelia e puterea lui Dumnezeu. Și dacă acumulezi puterea asta lui Dumnezeu în viața ta, vei rămâne tare împotriva filistenilor, lăudat să fie Domnul. De aceea păzește ce ți s-a încredințat. Darul acela care l-ai primit prin Duhul Sfânt, Biblia spune, păzește-l. Luptă pentru ogorul tău. Luptă pentru soția ta. Luptă pentru pruncii tăi. Luptă pentru nevasta ta. Luptă pentru darul care ți l-a dat Dumnezeu. Stai pe genunchi. Mărșăluiește pe genunchi. Pentru că, ascultă-mă, dacă ai recoltă de suflete și dacă ești focusat pe recoltă și pe slava lui Dumnezeu, filistenii vor veni împotriva ta. Și dacă nu stăm cu capul în Scripturi, credeți-mă, vom falimenta. Aduceți-vă aminte când Domnul Iisus Hristos s-a uitat la un smochin. Și Biblia spune că n-a găsit roadă în el și a blestemat smochin. A doua zi zice Biblia că ucenicii au trecut pe lângă smochin și a zis, Doamne, iată că smochinul care l-ai blestemat s-a uscat din, zice stare, rădăcini. Spuneți-mi, unde se usucă cineva prima dată? Știți unde? La întuneric. La rădăcini. În viața lui particulară, în spatele ușilor închise, unde nu-l vede nimeni. Acolo nu mai stă cu legea lui Dumnezeu ca un pom stădit lângă un izvor de apă, ci stă în alte lucruri murdare. Și vezi că vine și cântă, sau predică, sau face o lucrare. Dar altădată emana atmosferă spirituală în spatele cuvintelor. Bă, pur și simplu se simțea prezența lui Dumnezeu. Acum nu poți să zici, mă, are voce. Bă, parcă zic că românii au talent. Sau American Got Talent. Da, bă, zice bine. Dar nu mai există suflu spiritual. Și nu poți pune mâna așa pe o bubă, pe un păcat, pentru că e ceva care e la rădăcină. Dar pur și simplu se simte că nu-i mai el. Și de ce? Când divorțezi de Sfânta Scriptură, când divorțezi de Evanghelia care e puterea lui Dumnezeu, când divorțezi de pâinea lui Dumnezeu, de apă, de oglindă, de sabie, de miere, când divorțezi de energia lui Dumnezeu, vei fi sortit pierzării. Așa că acum, antrenează-te, frate Shama. Soră Shama, vitaminizează sufletul cu cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că vor veni filistenii, vor veni duhurile întunericului. Crede-mă! Și va vrea să-ți distrugă numele și reputația. Și va vrea să te facă una cu pământul. Și te așteaptă 50 de ani de zile. Și abia așteaptă, înainte să mori, să-ți facă o reputație murdară. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne păzească. Și să fim oameni care să stăm antrenați. Să luăm toată armura. Pentru că în ziua cea rea, în acea perioadă când va veni dintr-o dată vânturile, șuvoaiele, să rămânem ancorați în Iisus Hristos, al lui Dumnezeu să fie slava.
Lăudați să fie Domnul. Amin? În al doilea rând, frate Shama, soră Shama, unu, vei fi atacat. Dacă ai recoltă, diavolul vrea să-ți distrugă recolta. Diavolul vrea să distrugă hotarele pe care Dumnezeu ți le-a dat. Doi, vei fi singur. În bătălia asta să știi că vei fi cam singur. Reține ce spun. Zice Biblia așa. Shama era acolo cu poporul. Ce fain, când e linte, har, yes, sigur frate, da, când biserica mere bine, toată lumea, slavă Domnului, uite aici, punem și noi, faci? Da, sigur, da. Dar când vine criza, de obicei oamenii lui Dumnezeu rămân singuri. Ce-a făcut poporul când a văzut filistenii? O zice, Shama, stăm aici și luptăm? Da, da. Zice Biblia așa. Poporul fugea dinaintea filistenilor. Și asta se întâmplă și Biblia arată din nou și din nou. Că atunci când vine criza peste un om al lui Dumnezeu, a rare ori vei vedea că sunt oameni lângă el. Mulțimea aia care, da, slavă Domnului, ce mesaj, sau ce om deosebit, când e singur, nu-ți mai știe nici numărul de telefon. E singur. Uitați-vă la Apostolul Pavel. După 40 de ani de zile de pastorală, scrie 2 Timotei, ultima scrisoare înainte să moară. În anul 65 îi se taie capul, Nero îi taie capul. 2 Timotei este și cântecul de lebădă, supranumită. Lebăda cântă o singură dată în viață, înainte să moară. Și spune așa, Timotei, toți m-au părăsit. Am investit atât de mult și în ăla, și în ăla, și în ăla, și în ăla. Alexandru Căldăraru, nu numai că m-au părăsit, mi-au făcut și rău. Și când am stat în fața cezarului, zice Biblia, toți m-au părăsit. Dar Domnul a stat lângă mine. Uită-te la noi. 120 de ani de zile predică. Nimeni nu-l crede. Dar Domnul a fost cu noi. Uită-te la Elie. Confruntă 850 de proroci. În timp ce 7000 de proroci se ascund prin pește. Și Elie rămâne singur. Uită-te la cei trei tine. Împărate, noi nu ne închinăm. Dacă toată lumea se închină, împărate, singur să fim. Noi nu ne închinăm, dar Domnul a fost cu ei în cuptor. Uită-te la Daniel. Un întreg imperiu se pleacă înaintea lui Darius, ca fiind el Dumnezeu timp de o lună de zile. Daniel rămâne singur, dar niciodată singur. Domnul a fost cu el, spune Biblia, în groapa cu lei, lăudat să fie Domnul. De aceea vreau să vă încurajez, dragi slujitori, în mod special și nu numai, în crizele vieții să nu uităm că Domnul Iisus ne-a făcut o promisiune. Eu voi fi cu voi în toate zilele vieții voastre. Când oamenii care astăzi te aplaudă, mâine îți întorci spatele, nu fugi de la locul de luptă. Sunt momente în viața noastră spirituală în care va trebui să transformăm ogorul de recoltă într-un câmp de bătălie. Sunt momente în care trebuie să schimbăm recolta noastră, ogorul de recoltă, în câmp de bătălie și să spui, chiar dacă toți mă părăsesc, eu cu Domnul fac majoritatea. Și ei promisiunile lui Dumnezeu și spui, orice armă făurită împotriva mea va fi fără putere. Pot totul în Hristos care mă întărește. Lăudat să fie numele Domnului. De aceea, frate Shama, rămâi pe poziție. Când oamenii te vor părăsi, când bisericile ți întorc spatele, când prietenii apropiați se vor teme și vor fugi, ascultă-mă, tu stai pe poziție. Stai pe poziție și lupt. Uite la Iisus Hristos. Zice Biblia așa. Voi bate păstorul și oile se vor risipi. Iisus a rămas singur. Când te vezi singur, prima reacție sau primul instinct care este? Să fugi. Dar de ce să fugi? De ce să-ți lași familia? De ce să-ți lași copii? De ce să piară lumina copiilor din ochii lor? Că tata a fost laș. De ce să nu mărșăluiești mai bine pe genunchi, să te închizi undeva într-un hotel 3 zile? Postul estere. Să iei o Biblie. Să spui ca și Iacob, Doamne, nu te las până nu mă binecuvântez. De ce să nu fii un luptător? De ce să nu pui mâna pe un telefon? Și să mergi la un om care este mai matur spiritual ca tine.
Să găsești un număr pe care să plângi. Să nu-ți privatizezi durerea, să spui, rogă-te pentru mine. Nu-ți privatiza durerea când simți că apa e până aici și că nu mai poți. Nu spune, asta e frate, nu mai pot, renunț, nici nu mai predic, nici nu mai... What? Dumnezeu nu te-a destinat la înfrângere. Dumnezeu te-a destinat să fii mai mult decât biruitor. Și există Duhul Sfânt în tine. Ai promisiunile lui Dumnezeu, ai toate mijloacele Harului, ca să te ridici să stai în picioare. Caută un om al lui Dumnezeu care are fermoar pe gură. Și du-te, împărtășește durerea, bătălia ta spirituală. Nu împărtăși cu pruncii tăi la masă. Că nu-ți vaccinați pentru bătăliile tale. Du-te, vorbește cu un om mai luminat. Poate nu trebuie să vorbești nici cu soția ta, nu știu, depinde de situație. Poate nu trebuie să o încarci și să mergi în dormitorul tău ca un gentleman, să-ți duci bătălia pe genunchi. Și Biblia spune că dacă îl chemăm cu toată inima, Dumnezeu se lasă să fie găsit, slăvit să fie numele Domnului. Există momente când parcă nu mai e nici omul ăla. N-ai un Ionatan lângă tine. N-ai un Ilie cu un Elisei. Nu-l mai ai pe Moise. Și Domnul se uită la Iosua și zice, Iosua, până acum ai avut un mentor bun, pe Moise. Hai, don't give up. Iosua, hai, fii tare. Sunt momente când nu ai păstorul lângă tine, n-ai prorocul, n-ai corul, n-ai pe nimeni. Și Domnul se uită la Iosua și spune așa, Iosua, ți-a murit Moise. Nu mai e pe nimeni, dar ascultă-mă. Întărește-te și îmbărbătează-te. Sunt momente în care pur și simplu trebuie să scuturi țărâna de pe tine. Să zici, mă scol în numele lui Iisus Hristos. Scoală-te, luminează-te, nu se poate. Domnul n-a renunțat la mine. Ce e mine mai tare decât ce e în lume? Mă pun și citesc Sfânta Scriptură. Am să iau zile de post. Dar nu se poate ca Domnul să mă lase la mijlocul drumului. Ce a început în mine va duce la bun sfârșit. Și am să lupt. Și am să lupt. Și am să cred în jertfa lui Hristos. Și am să cred că Iisus Hristos a biruit toți demonii, a biruit la cruce. El e generalul, El e capitanul meu. El este atotputernic. Nu sunt singur niciodată. Dumnezeu vrea să vadă în tine acest nerv spiritual, această dedicare să spui, Doamne, vreau să fiu un șama. Și când diavolul vrea să-mi distrugă slujirea, când diavolul vrea să-mi distrugă familia, Doamne, când diavolul vrea să distrugă hotarele care mi le-ai dat, Doamne Dumnezeule, și dacă rămân singur, mai bine mor martir pe câmpul de luptă decât să fiu un laș. Vreau să lupt pentru tine și pentru slava ta. Slăviți și onorați să fie Domnul. Amin. Poate cea mai importantă abilitate în viața de credință este să te știi mustra pe tine însuți. Este să știi să vorbești cu sinele tău. Psalmul 42 cu 5, Biblia spune așa. Psalmul 42 cu 5. Pentru ce te mâhnești suflete și gem lăuntrul? Lăuntrul? Meu. Cu cine vorbea psalmistul? Zice stare. Cu cine? Cu el. Hei, sufletelule! Cu sufletul lui. Vă aduceți aminte? Emoțiile lui negative. Firea pământească care e în trup și în suflet. Hei, ce tu te împredici prostii și spui, cred că Domnul m-a părăsit. Cred că nu o să mai ies la liman. Cred că o să mor. Cred că diavolul o să aibă câștig. Cred că o să divorțez. Cred că o să am o cădere nervoasă. Nu știu, nu mai văd lumina de la capătul tunelului. Și ce să faci? Să preiei controlul. Să vorbești cu sinele ăsta care îți predică prostii. Și să iei toate gândurile alea negre și să le pui pe matrița Scripturii. Și să vezi că nu se potrivește și să spui, hei sufletelule, ce tot îmi predici prostii? Ce tot îmi spui că trebuie să trăiesc în frică? Nădăjdește în Dumnezeu! Că ce arăși îl vei lăuda? Auto-încurajează-te! Fă-ți terapie spirituală! Vorbește cu sinele! Nu lăsa ca sinele să-ți vorbească! Nu lăsa ca satana să-ți vorbească! Spune, eu sunt proprietatea lui Iisus Hristos! Eu sunt răscumpărat prin sângele prețios al lui Iisus! Eu sunt al lui Hristos prin legământ de sânge! Și Domnul a spus, dacă o mamă își va uita copilul, eu cu niciun chip nu te voi uita! Și ce faci? Iei promisiunile lui Dumnezeu și le rostești cu voce tare! Lăudați să fie Domnul! Amin?
În urmă cu mai mulți ani de zile eram în Megidia, în Constanța, lângă Constanța. Și am predicat acolo, afară, într-un cort, și în timp ce predicam, un musculos tatuat mă oprea și îmi predică. Și zice, eu îl vreau pe Isa. Eu vreau pe Iisusul de care vorbești, s-o prăbușit acolo pe genunchi. O venit maică, s-o venit tineri, o venit vreo 30-40. S-o întrerupt predica și am început să ne rugăm pentru ei. A fost așa o biruință extraordinară. Plin de bucurie m-am dus acolo unde stăteam și m-am dus în camera mea. Era o cameră, nu exista geamuri, nu era pat, era doar o simplă saltea pe jos. Am strâns becul, m-am culcat. La ora 2-3 noaptea, dintr-o dată m-am trezit. Ca și cum ar fi ziua, dintr-o dată. Și în mintea mea am auzit o voce. O să mori. O să mori. O să lași pe Ana văduvă. Copiii tăi o să fie orfani. Pregătește-te, fiule. O să mori. O să mori. Vă spun că am stat așa cu frică acolo sub plapumă. O să mor, Doamne, ești Tu? Că așa, voce suavă. Și stăteam acolo așa pe întuneric cu plapuma pe mine. Doamne, cum, Doamne, o să mor? O să mor? Și dintr-o dată, Duhul meu s-a trezit la viață. Și am zis, stai, mă, eu fiu de rege? Să stau înfofolit în haine mortuare? Eu? Când vine Hristos și Duhul Sfânt? Nu se poate, asta am zis. Am aruncat plapuma de peste mine. Cât am putut, m-am dus, am aprins becul și m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, ești Tu sau nu ești Tu? Doamne, vorbește, Doamne, ești Tu sau nu ești Tu? Și am luat Biblia. Și am zis, Doamne, te rog frumos ca Tu să-mi vorbești. Fă-mă să știu dacă e vocea Ta sau nu. Crede sau nu crede, Dumnezeu în suveranitatea Lui poate să vorbească oricum. Și am deschis Biblia. Doamne, de atâtea ori am citit Iov, cartea Iov. Și mi s-a deschis la Iov 5:26. Unde Biblia spune așa. Vei intra în mormânt la bătrânețe. Ca snopul strâns la vremea lui. Așa bucurie a venit peste mine. Atâta pace a venit, dar știu că e Domnul aici. Și am început să laud pe Dumnezeu și Domnul coboară în mijlocul laudelor. Și am zis, diavole, pleacă în numele lui Hristos, eu sunt proprietatea lui Hristos. Duh de tulburare, pleacă în numele lui Iisus Hristos. Și am început să laud pe Dumnezeu și noaptea aia am transformat-o în laudă la adresa lui Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva, după ce am realizat asta, am zis, totuși, Gabi, ce slab ai fost. Trebuia să știi, nu mai trebuia să deschizi Biblia, dar Domnul s-a coborât la nivelul slăbiciunii mele. Trebuia să știu că dacă e frică, Dumnezeu nu dă groază și frică. Trebuia să știu că e diavolul. Că Domnul nu dă tu de frică. Domnul nu dă tu de paralizie spirituală. Întotdeauna este un semn că ești sub atac demonic. Domnul dă un duh de putere. Dar pentru că am fost mai slab, Domnul zice, hai să-ți dau o promisiune, hai să-ți dau o proptă, hai să-ți dau un verset ca să te întărești. Și în această seară vreau să spun, întărește-te și îmbărbătează-te. Întărește-te și îmbărbătează-te. Ieși din starea aceea și fii un șama și luptă cu toate duhurile necurate. De ce? Pentru că cel care e în tine, Biblia spune că este mai tare decât cel care este în lume. Lăudați să fie Domnul. Amin? Mă gândesc la părinții lui Șama, că au fost părinți foarte ciudați. Pentru că Biblia spune, i-a pus numele Șama. Șama înseamnă dezolare, pustietate. No. Ce părinți au putut fi ăștia să-i pună numele pustietate, dezolare? Dacă era evreu, putea să-i pună, uite, Iuda înseamnă lăudat să fie Domnul, nu? Ceva nume care se lege de Dumnezeu, de cortul întâlnirii ceva. Și s-a născut băiatul ăsta, pustietate. Probabil s-a născut într-o vreme de foamete, gen COVID. I don't know. Dar vreau să spun ceva. N-are importanță cine sunt părinții tăi. N-are importanță ce nume porți. N-are importanță cum te numește oamenii de pe stradă, oamenii la școală, la locul de muncă. Tu trebuie să știi că ești fiu de rege.
Tu poți să depășești condiția părinților tăi. Tu nu ești condamnat să repeți greșelile lui tata și a lui mamă. Dacă tata și mama au fost la nivelul 3 spiritual, nu înseamnă napamut, tata și mama nu au fost oameni mari al lui Dumnezeu. Dar nici o frate, dacă ai ști frate, na, nu. M-am dus la liceul pentecostal și am văzut o fată care era de obicei foarte activă. Era tare supărată și am zis, domnișoară, ce-i cu tine? Și zice, o să vă spun în pauză. M-am dus în pauză și zic, eu ce s-a întâmplat? Deci sunt clasa 12-a și va trebui să intru în viață. Și mi-e frică să mă căsătoresc pentru că mama acum 6 ani de zile a divorțat. Și mă tem că nu cumva, dacă mă căsătoresc, să divorțez și eu. Și am așa o frică care m-a prins și parcă m-a paralizat așa spiritual, nici nu mă pot concentra. Și m-am uitat la ea și am zis, uite ce zice Biblia. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. Tocmai faptul că ai frica asta, vreau să spun ceva, frica asta nu e de la Dumnezeu, e de la Satana. Dumnezeu nu-și apasă copiii, Dumnezeu le dă duh de putere. S-a uitat la mine și a zis, da, zice, da, știți vorba aia, așchia nu sare departe de copac. Și m-am uitat la ea și am zis, e adevărat că așchia nu sare departe de copac. Dar dacă între așchie și copac intervine Hristos, așchia sare foarte departe. Că dacă ești în Hristos, spune Biblia, ești o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, toate s-au făcut noi. Tu nu ești datoare să repezi gafele lui bunicu, al lui străbunicu, al lui mama, al lui tata. Tu ești o făptură nouă în Iisus Hristos și tu poți să fii nu biruitor, ci mai mult decât biruitor. Luptă împotriva acestor gânduri toxice. Și spune, Doamne Iisuse, Tu ești tăria mea, Tu ești stânca mea, în Tine mă ascund, în promisiunile Tale mă ascund. În rânile Tale mă ascund, unde găsesc pace, unde găsesc liniște, lăudat să fie Domnul. De aceea îmbrățișează crucea lui Iisus, îmbrățișează jertfa lui Hristos, unde demonii au fost înfrânți pentru totdeauna, slăvit să fie numele Domnului. Și că indiferent cine sunt părinții tăi, indiferent de numele care l-ai, indiferent ce spun vecinii despre tine, nu uita, șama s-a ridicat deasupra condiției lui. Și tu poți să te ridici și să faci lucruri mari pentru Dumnezeu. Să te bați cu o cohortă de demoni spiritual și crede-mă, că noi cu Domnul facem majoritatea. Cine va ridica secetea? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dacă Domnul e de partea mea, cine va fi împotriva mea? Vei fi singur. Ca Noe, ca Ilie, ca Daniel, ca David de multe ori, ca Iisus, ca Pavel după 40 de ani de zile, ca Șama, vei fi singur. Dar niciodată singur. Domnul este cu noi. Domnul a promis că este cu noi. Lăudat să fie Domnul. Amin? Aduceți aminte când cei 3 tineri au fost în cuptorul cu foc și Biblia spune că Nebucanețar s-a uitat și a văzut că nu erau 3, ci erau 4. Și a zis, Șadrac, Meșac și Abednego, slujitorii Dumnezeului celui viu, ieșiți afară de acolo. Și Biblia spune că au ieșit de acolo, dar cel de-al 4-lea care semăna cu Fiul de Dumnezeu, ăla n-a ieșit. Știți de ce n-a ieșit? El a rămas în cuptor. Pentru că știa că în anul 2024 o să treci tu poate. O să trec eu. Și El a promis, voi fi cu tine și prin foc. Voi fi cu tine prin ape. Domnul rămâne cu noi. În singurătatea, în noaptea întunecată a sufletului nostru, când toți te-au părăsit, Domnul rămâne cu noi, lăudat să fie Domnul. De aceea întărește-te. Nu uita, poți să fii mai mult decât biruitor. De ce? Pentru că Domnul a promis că este cu noi în toate încercările vieții noastre, lăudat să fie Domnul. Amin? Amin? Așa că vei fi atacat. Îți prorocesc asta. Nu te ameninți, te avertizezi. Ameninți un vrășmaș, avertizezi un prieten. În lume veți avea necazuri. Diavolul este pe urma copiilor lui Dumnezeu. Vei fi singur. Vei fi singur. Vei vedea că nici n-ai cui să spui de multe ori. Dar niciodată singur. Domnul va fi cu tine. Și al treilea rând. Vei fi biruitor. Anul 2024 să fie un an al biruinței spirituale. Amin? Uitați ce zice Biblia. Șama s-a așezat în mijlocul ogorului, l-a apărat și a bătut pe filisteni. Și acum ascultați. Și Domnul a dat o mare izbăvire. Observați că focusul nu este pus pe mușchii lui Șama.
Focusul este pus pe Dumnezeu. Și asta îmi spune ceva. Că orice lucrare în care nu este Hristos înălțat este o lucrare de la cel rău. Pentru că funcția Duhului Sfânt este care? Să-L înalțe pe Fiul lui Dumnezeu. Amin? Dacă lucrarea care o faci, biruința care o ai, pune reflectoarele pe tine și nu pe Iisus Hristos, aia nu-i lucrarea lui Dumnezeu. Dar dacă se poate să se spună și Domnul a dat o mare izbăvire. Biblia spune că calul este pregătit pentru bătălie, dar biruința este a Domnului. Nu prin putere, nu prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. De aceea uită-te cum Dumnezeu lucrează. Da, tu îți faci partea ta, dar nu uita. Domnul trebuie să-și primească toată slava. Pentru că Dumnezeu își împarte cu noi bunătățile. Dar Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. Dumnezeu își împarte bunătățile cu noi, dar nu își împarte slava. Mă gândesc la Samson. Știți, în cărțile de copii, Samson este văzut așa, musculos, tot-i biceps, triceps, tot-i six-packs, tot-i mușchi. Eu nu cred asta. Eu nu cred că Samson era puternic pentru comerț la sală. Nothing wrong in that. Dar puterea lui nu era că ridica fiare. No way! Zice Biblia, Duhul Domnului venea peste Samson. Și când venea Duhul Domnului, se întâmpla minuni. Pentru ca să arate Dumnezeu că dacă avem biruințe, nu-i datorită nouă, ci Domnul dă o mare biruință. De aceea, în orice lucrare, în orice încercare, lasă-L pe Hristos să strălucească. Lasă-L pe Hristos să strălucească. Dar luptă-te cu cel rău. Biblia spune, împotriviți-vă celui rău și El ce va face? Va fugi de la tine. Va fugi. Împotrivește-te. E treaba ta, da, să te împotrivești, dar nu uita. Biruința este a cui? Biruința este a Domnului. De aceea ridică-te în această seară și spune, eu mă ridic în numele lui Iisus. Vreau, Doamne, de azi încolo, Doamne, să fiu bărbatul Tău. Faptul că Te-ai născut de parte bărbătească ține de naștere. Dar a fi bărbat ține de alegere. Let me repeat it. Faptul că Te-ai născut de parte bărbătească, asta e. N-ai ales Tu, ține de naștere. Dar să fii bărbatul lui Dumnezeu, să fii luptătorul lui Dumnezeu, să fii războinicul lui Dumnezeu pentru familia ta, pruncii tăi, nevasta ta, pentru harul, pentru granițele care ți le-a trasat Dumnezeu. Trebuie să alegi să fii bărbat. Și trebuie să-ți faci curat, poate, în agendă, numere de telefon care, în loc să te apropie Dumnezeu, sunt toxice, să spui out. Să scoți muzica necreștină care toată ziua ascult, să spui în urechile mele voi auzi cântări creștine doar. Să-ți faci curat în dulap și hainele care nu-L onorează pe Dumnezeu ca fată, ca și băiat, să spui afară. De ce? Eu vreau să fiu al lui Iisus. Vreau să aleg să fiu femeia lui Dumnezeu în generația asta. Să-ți faci curat în inbox-ul tău. Să-ți faci curat în pagina ta de Facebook. Inclusiv profilul pe Facebook sau pe Instagram. Trebuie să arate că suntem bărbați sau femeia lui Dumnezeu. N-are rost să vii aici în față și here I am to worship. Și pe Insta să fii o divă. Să ai poze de alea șmeche. Va trebui să-ți faci curat. În viața ta personală. În inima ta să-ți detoxifici viața. Să te vitaminizezi cu cuvântul lui Dumnezeu. Și când va veni vrășmașul, să nu se poată spune despre tine, fata aia bună, băiatul ăla bun, nu vine să cred. Să nu se poată spune așa. Să se poată spune, a avut un Dumnezeu mare. A rămas în picioare. A venit duhurile necurate, dar a rămas. N-a fugit. A fost bărbatul lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos i-a dat o mare biruință. Și copiii lui Dumnezeu să nu rămână de rușine din cauza ta. Și copiii lui Dumnezeu să laude pe Dumnezeu să înalțe steag de biruință. Că Domnul a dat o mare izbăvire. Lăudat să fie Domnul. Amin? Împotrivește-te celui rău. Este scris. Împotrivește-te celui rău și laudă-L pe Dumnezeu. El coboară în mijlocul laudei. Dar să știți că mai avem o armă. Știți care? Numele lui Iisus. În numele meu. Autoritatea spirituală constă în numele lui Iisus. În numele meu veți face. În numele meu veți porunci. Imaginați-vă, de exemplu, aveți acasă un cățeluș. Și vrei să mergi în oraș. Și n-ai cum să-l iei cu tine. Și zici, go home! Și el, când vorbești frumos cu el, dă din codă și vine mai viteză către tine. Și tu spui, no, bye bye, go home, nu pot.
Și pe cum vorbești mai frumos cu el, pe atâta vine mai cu energie către tine. Și acum ascult, dacă vrei să nu vină după tine, știi ce trebuie să faci? Marș! V-ați înțeles ce vă spun? Fii blând cu oamenii, dar nu cu duhurile. Iisus a zis, este scris, este scris, este scris, dar la un moment dat știi ce a zis Iisus? Pleacă, Satan! Sângele Domnului se demustre! În numele Iisus Hristos, duh, rău, pleacă! Casa mea aparține lui Hristos! Ai autoritate, asta ești îmbrăcat în meritele lui Hristos! N-aștepta să vină nu știu ce frate în vârstă din Moldova sau din Bihor sau de nu știu unde să rostească. Ai autoritatea asta în numele lui Iisus. Este un general înfrânt. I-a luat Hristos toate gradele și m-a făcut pe mine biruitor. Și Biblia spune, stai în ogor și luptă. Luptă pentru biserică, luptă împotriva ereticilor, luptă pentru adevărul lui Dumnezeu, pentru familie, pentru ungere, pentru dar. Luptă! Ți-a dat Dumnezeu autoritatea asta. De aceea folosește-o în numele lui Iisus Hristos. Amin? Amin? Și atunci vom vedea băieți și fete care au fost ținuți în lanțurile fricii, nu pot. Și asta a înțeles că Iisus Hristos la cruce a venit să nimicească duhul de frică. Și eu prin Hristos să fiu un băiat, să fiu un bărbat curajos. De ce? În mine e Hristos, în mine e Duhul Sfânt, m-a invadat Trinitatea. Am sabia, am cuvântul, am promisiunile lui Dumnezeu. Și n-are cum ce rău să mă bată pe mine, numai dacă îl cred. Iisus niciodată n-a spus, facă-se după rugăciunile tale. Iisus niciodată n-a spus, facă-se după lacrimile tale. Iisus întotdeauna a spus, vrei miruință? According to your faith be done unto you. Facă-se după credința ta. Ai o credință mică? Frate, dacă ai ști... Ai un Dumnezeu mic. Ai o credință mare și îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, în ciuda evidențelor fizice. Ai un Dumnezeu mare. De aceea nu mai umbla prin vedere și prin sentimente. We do not walk by feelings. We walk by revelation. We do not walk by speculation, but by revelation. Amin? Lasă speculațiile și lasă mintea ta care te joacă și spune, pleacă Satan. Biblia spune altceva. În ciuda ceea ce simt, am să rămân și am să lupt pentru adevărul lui Dumnezeu. Doamne, îmbracă-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Și ridic o generație de biruitori. În urmă cu mai mulți ani de zile, doi pescari s-au dus să pescuiască. Și în timp ce pescuiau, a venit un șarpe de la mare. Urât. Unul dintre ei, când a văzut șarpele ăla, s-a dus la mașină, a luat o lopată și a venit și i-o tăia capul cu lopata. S-a dus înapoi la mașină, a lăsat acolo lopata și când a venit, șarpele fără cap se ridica fără cap și ca și cum ar vrea să muște, dar nu mai avea cap. Și celălalt zice... Uite la șarpele ăsta. El e mort și nici nu știe măcar. Uite să zic, el n-are cap, e mort și nu știe. Ați înțeles? În urmă cu 2000 de ani, Hristos prin moartea lui la cruce și prin învierea lui, a zdrobit autoritatea, capul celui rău. Și el spune, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Nu-l mai crede pe diavolul, nu mai crede minciunile lui. Ridică-te, luptă! Ești mai tare ca toți filistenii. Tot iadul să vină împotriva ta. Dacă mare învolburată, Psalmul 46, Domnul este ajutorul și adăpostul meu. Chiar dacă s-ar cutremura munții în inima mărilor, nu mă tem de niciun rău. De ce? De ce? Pentru că este un râu în cetatea lui Dumnezeu. Care ce face? Înviorează sufletul. Uitați ce zice Biblia, Psalmul 46. Și ne apropiem de încheiere. Lăudați să fie Iisus! Zice Biblia așa. Versetul 1. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. Haideți în picioare. Citim cu toții. 2, 3 și. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. Un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor,
Chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo, încât să se cutremure munții. Și acum ascultați. Este un râu ale cărui izvoare ce fac? Înveselești cetatea lui Dumnezeu. Este trupul tău templu Duhului Sfânt, da sau nu? Și în timp ce diavolul vine împotriva ta, tu ești cetatea lui Dumnezeu și râul este cine? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt e în tine, în cetate, în templul tău. Și indiferent ce vine din afară, tu te bucuri de ce? Tu ai energie. Duhul Sfânt e în tine. Prin Duhul mortifici, omor faptele trupului. Prin Duhul lui Dumnezeu vei rămâne pe poziție, amin? Și vei fi bărbatul lui Dumnezeu pentru soția ta. Vei fi bărbatul lui Dumnezeu în generația ta. Vei fi femeia lui Dumnezeu în biserica ta, stâlp de bază. Vei fi un om care vei lupta împotriva ereticilor. Vei fi un om care vei lupta pentru copiii tăi, pentru lumina din ochii lor să nu se stingă. Vei fi un bărbat ca Șama și vei spune, Doamne, fă-mă și pe mine un războinic al Tău. Mulțumesc că biruința e a mea, Doamne. Mulțumesc că ai zdrobit capul șarpelui. Mulțumesc că mi-ai dat autoritate în numele lui Isus. Mulțumesc că ai mai investit cu autoritate datorită morții lui Hristos. Și de aceea, Doamne, fac astăzi jurământ și vreau să lupt, așa cum citea fratele Adi, vreau să lupt pentru casa mea. Vreau să lupt pentru darul care mi l-ai dat. Și poate ți-a dat Dumnezeu darul spiritual și l-ai îngropat. Dezgroapele astăzi. Și nu sta în frică și în amărăciune. Ridică-te, alege să ierți. Și dacă nu și-a cerut iertare, eliberează-te. Eliberând pe cel care ți-a greșit, tu însuți vei fi eliberat. Și te vei ridica. Și te vei antrena. Și vei lua Evanghelia care e puterea lui Dumnezeu. Și când va veni cel rău, vei rămâne în picioare. Amin? Domnul să binecuvânteze toate familiile. Amin. Toți slujitorii amărâți căzuți, Domnul să-i ridice. Să-i facă un șama în ogorul lui. Să fii bărbatul lui Dumnezeu. Să lupți pentru biserica lui. Să lupți pentru familia ta. Să lupți pentru darurile care ți le-a dat Dumnezeu. Pentru nepoții tăi. Pentru nurorile, ginerii tăi. Să lupți pentru Iisus Hristos. Și El să dea o mare izbăvire. Amin? Dacă ești nemântuit în această seară, n-am să zic să vii aici în față. Dar ai înțeles biruința pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin moartea lui Hristos. Ce să faci? Să vii înaintea crucii lui Hristos să spui, Doamne, cred că sângele Tău, Doamne, e cel mai bun detergent care curăță păcatele mele. Doamne, recunosc că am gafat atunci. Și dacă mor eu, mă duc în ea, Doamne. Doamne, curățește-mă cu sângele Tău. Cred că ești Fiul lui Dumnezeu. Vreau și eu să fiu biruitor, Doamne. Vreau să mă ridic. Vreau să mă detoxific de lumea asta, Doamne. Și vreau să fiu al lui Iisus pentru totdeauna. Dă-ți viața lui Iisus. Mărturisește cu gura ta pe Domnul Iisus. Ca Domn, ca Mântuitor, ca Păstor în inima ta. Și la sfârșit, dacă ai făcut decizia asta, vino aici în față. Sunt aici slujitori. Vrem să ne rugăm cu tine. Și Domnul să dea o mare izbăvire în rugăciunea asta. Amin. A Lui să fie slava. Amin.